Chiar dacă în ultima perioadă în interiorul Partidului Național Liberal Gorj au existat o serie de atacuri între persoanele care doresc să candideze pentru primăria Târgu Jiu în 2016, copreședintele formațiunii politice, Dan Vâlceanu, susține că atmosfera este una bună în partid. Vâlceanu afirmă că nu are ce le reproșa celor care urmează să fie sau să candideze pentru funcția de primar al municipiului. Victor Banța, Marcel Romanescu, Nicolae Bobu, Niculina Mocioi și Eduard Berga sunt cele cinci variante ale liberalilor pentru primăria Târgu Jiu. În luna septembrie se va efectua un sondaj de la nivel central, la nivelul județului Gorj, dar și în Târgu Jiu, pentru a stabili persoana potrivită pentru funcția de primar la municipiul Târgu Jiu pentru alegerile din anul 2016. Liberalii au anunțat că vor face public numele acestuia abia în momentul în care socialdemocrații vor face și ei același lucru. Vâlceanu a declarat că în cadrul PNL Gorj nu sunt probleme în momentul de față. Deocamdată lucrurile sunt sub control. Nu. Unii deja se văd candidați? Toți se văd candidați, că altfel nu se înscriau. Nu, din punctul ăsta de vedere nu am nimica să le reproșez. Între Niculina Mocioi și Eduard Berca a existat un schimb de replici după încercarea eșuată a deputatei de a prelua organizația municipală a fostului PDL.